O să mă întrebați probabil că dacă e vreo componentă politică. Am văzut și asta urma să vă întreb, într-adevăr, dacă e un protest sau sunt niște proteste oarecum în spatele cărora stă de fapt Eu spun că nu. Aur. Sunt partide Aur și partidul Rup din Aur, sau mă rog, care a fost în alianță al doamnei respective, care încearcă să se lipească de aceste proteste, ceea ce, sigur, e un demers politic. Nu neapărat e bun sau rău, dar nu cred că un partid sau altul a inițiat aceste proteste. De fapt, au fost inițiate de incompetența actualului guvern sau a partidelor care fac parte din actualul guvern. Deci nu sunt niște oameni manipulați politic, nu, așa nu cum cred, nu cred și spună cei cred că dacă n-ar fi frica de acest virus, ar ieși în stradă mult mai mulți oameni. Deci mulți nu ies din cauza acestei frici. Sunt oameni supărați și pe faptul că n-au cu cine să lase copiii, s-au făcut această vacanță școlară de pe o zi pe alta și a încurcat foarte multe planuri. Sunt oameni supărați că nu pot face sport, copii care nu mai pot practica diverse sporturi. Iarăși un alt gest pe care l-am și semnalat public a fost selfie-ul obraznic, pot să spun, al ministrului sportului. Era stadionul gol, unde s-a jucat România-Germania. Dânsul își făcea selfie fără mască pe acel stadion, unde suporterii nu aveau dreptul să intre. Deci tu, ministru, ai dreptul și restul lumii, sigur, în condiții de siguranță, puteau să intre pe 50.000 de locuri, puteau să stea, nu știu, 5.000 de oameni, 10.000 de oameni, cu distanță destul de mare între dânsii. Nu s-a putut, pentru că nu s-a vrut politic, dar dânsul făcea selfie-uri. Dar dânsul era singur. Era singur. Deci, atunci... Păi ce facem? Avem stadionul pentru domnul ministru? Adică sunt gesturi sfidătoare. Poate nu le realizează acești demnitari, dar sfidează poporul. Iau măsuri pe care ei nu le respectă.